Informație importantă, toți militarii din Afganistan ar urma să fie retrași din luptă până pe 11 septembrie, este planul Statelor Unite ale Americii, care va fi discutat astăzi într-o ședință de urgență NATO. La finalul ei, secretarul general Jens Stoltenberg va anunța ce se întâmplă cu militarii din Afganistan, printre ei se numără și sute de români. Colegul meu, jurnalistul Digi24, Valentin Stan, ne spune cum ar putea să se producă efectiv această retragere și, de altfel, să ne reamintim, Vali, te rog tare mult, câți militari a trimis armata noastră în Afganistan. Bine te-am găsit, Teodora. Bună ziua! Este vorba despre 670 de militari români care se află în momentul de față în Afganistan. În total, NATO a adus 9500 de cadre militare. Soarta lor o să fie decisă astăzi. Sunt ședințe foarte importante conduse de secretarul general NATO, Jens Stoltenberg. El va discuta în primul rând cu reprezentanții Statelor Unite ale Americii. Este vorba despre secretarul de stat, dar și secretarul apărării din Statele Unite. După aceea vor fi discuții și cu miniștrii apărării și miniștrii afacerilor externe din toate statele membre NATO. La finalul acestor discuții o să avem o conferință de presă la ora 22 ora României, unde vor anunța concluzii oficialii NATO. Cert este că dacă retragerea trupelor din Afganistan va avea loc până pe 11 septembrie, atunci Ministerul Apărării se va conforma, va respecta această decizie. Este poziția oficială MAPN. Iau un calcul oficialii NATO ca retragerea tuturor militarilor să se întâmple în aceeași zi. Vor ca toate cadrele medicale din fiecare țară să se întoarcă în aceeași zi. Dacă data de 11 septembrie o să rămână data oficială pentru retragerea trupelor, atunci este posibil ca militarii de la noi să mai prindă o nouă rotație. Știm foarte bine că odată la 6 luni trupele noastre se schimbă în Afganistan. În iunie s-ar petrece următoarea schimbare. This is an important moment for our alliance. Almost 20 years ago, after the United States was attacked on 9/11, together we went into Afghanistan to deal with those who attacked us and to make sure that Afghanistan would not again become a haven for terrorists who might attack any of us. And together we have achieved the goals that we set out to achieve. And now it is time to bring our forces home. President Biden will speak to this in a few hours in the United States.